Dar știam de la început că încă de luni a zis domnul Grindeanu cu maca lui de geișă cocoșat, o zis, zice, nicio șansă să avem săptămâna asta guvern. Pe asta era ca înainte de 89, te duceai la magazin, săptămâna asta nu primim carne, te duceai la celălalt magazin, nu primim lapte, săptămâna asta nu primim guvern. Dar noi suntem aici, 12.000 de subscriberi, mulțumesc frumos, mulțumesc tare mult, v-ați alăturat acestui demers, nici eu nu știu care îi, dar adevăratul guvern, în România adevărată, în România reală, noi îl facem. Aici suntem 12.000 de specialiști, ne dăm cu părerea despre orice și cel mai important, tot timpul suntem cu zâmbetul pe buze. Mulțumesc tare mult, mulțumesc. Știu că e greu, acum am intrat în post, a început postul Crăciunului, a fost și lăsata secului. Nu poți să treci așa de la dulce la post fără să nu faci un pic de sărbătoare. În comuna Nana din județul Călăraș au făcut o sărbătoare de prindere a postului încât au invitat și calul în casă. Au pus și calul la masă. Vorba aia, mănânci calul o văz. A mâncat calul din farfurii, a băut din pahare și a zis la final mulțumesc că am multe proteine și nu mi-au plăcut manelele. Auzi mă, să-ți bagi calul în casă. Dar ce să iei în Florești? În fine, Călăraș, e Călăraș. Deci Călăraș, Călărești, mi se pare normal, nu? Deci să-ți bagi calul în casă și nici nu știu de ce i-au amendat pe amărâții aia așa în Călăraș. Să amendezi pentru că au avut grijă de un cal și l-au pus cu ei la masă. Nu mi se pare normal. Și apoi după aia trecem și mâncăm ce? Orice, numai să fie de post. La toate magazine avem și varianta de post. Am trecut pe lângă un sex shop, avem dildouri de post. Nu știu, dar e psihosa asta să mâncăm de post. Voi ați citit ce scrie pe conserva de la pateu de post? Că îi zice pat-e, cu euri multe. E621, E420, E636, de ce vi le citesc așa ca pe pomelnic? Astea vă duc în gropă. E1520 și rest ambalaj. Vaccinul, da, ne cipează, dar pateul ne duce la Dumnezeu. Băgați în voi că ne duce cât mai repede. Pateu, mă! Nici calul din Călăraș nu mânca, dădea cu copita, dar noi să fim sănătoși. Mulțumesc pentru cafea oferită pe buymeacoffee.com de către Harry cu 2 de R. Alex a venit și el cu o cafea optimistă. Și vechiul meu amic, avem aici, n-avem, s-o dus. Am crezut că am poza lui, nu am poza lui, aveam o amintire legată de el. Horatiu Ursa, cine e Horatiu Ursa? Partenerul lui Alex de la atelierul de pizza, ne știm de atâția ani și el a făcut ce a trebuit. De 6 în SUA. Mulțumesc Horatiu, te salut! Călin din Spania zice, așa de bine merge cafeaua ta, asta video, când trag de roată și mă deplasez din Spania în Germania. Merge omul cu transportul, grijă, ochii pe frână, lasă cafelele, te uiți acolo când ești în parcare. buymeacoffee.com/nicu-bendea. Da, domnule, asta e, băgăm pateu, dar ne ferim de cipare, ne ferim de cipare. Uitați-vă în Viena, la un bordel, omul s-a gândit așa, zice, hai să fac și un centru de vaccinare, că avea de vaginare. Deci în incinta bordelului au făcut și o cameră unde se vaccinează lumea, în special bărbații. Și ce primesc bărbații dacă se vaccinează? 30 de minute cu orice tipă care lucrează, care prestează în bordel. Fraier românii. Noi am încercat cu mici și cu muștar. Dar problemele bărbatului nu sunt la burtă, sunt de la burtă în jos. Ha? Nu că noi nu ne cipăm, nu. Dar în Viena, da? În Viena s-a putut așa ceva. Patronul bordelului a declarat că 90% dintre angajate sunt românce. Restul de 10% sunt bărbați, dar nu le cunosc. 90% românce, îți dai seama, no, te vaccinezi, no, alege-o. Simona sau cum o fi, așa, hai, 30 de minute, ce dracu să faci 30 de minute? No, bine, scuzele-s 5, actul-i 3, îmbrăcat, dezbrăcat, mai povestești ca că e româncă, no, tu, ai ceva de trimis acasă la măta, alea două rafii, dar ce ai în ele? Păi ce-am găsit și eu de la locul de muncă, da? Nu că s-o enerva domnul Boc! S-a enervat domnul Boco, zice, îmi vine să intru în televizor, să mă bag în televizor când îi văd pe parlamentar că o tărăgănează cu legiferarea certificatului verde. Domnul Boc să intre în televizor. Nu e greu. Deci domnul Boc, chiar dacă e plasmă, capul să intre și după aia intră și el, intră până în craci la Denise Rifai. Denise Rifai a fost surprinsă zilele trecute că a parcat cu mașina într-un loc nepermis la un salon de înfrumusețare. Ce dracu să-i mai facă? Că e suficient de frumoasă, asta zic. Bineînțeles că polițistul dar eu pus asta, au zis, ce stați, că acum întreb eu, au zis Denise Rifai, 40 de întrebări. După primele 6 au zis polițistul să-ți fuzi mașina și s-a dus. Da, alta-i știrea. Mario Fresh a fost surprins sărutându-se cu Mira. Crezut ați voi asta? Că Fresh o freșca pe Mira? Păi nu știți cine-i? Păi fostul să fie viitor jinere al lui Esca, mă. Nu mai s-au despărțit? Îmi spun copiii că s-a despărțit Mario Fresh de... No, și-a pe ca să o uite, o să o ponește pe Mira, să le dea Dumnezeu putere în părțile slabe. În fine! No, deci n-o fă o bombă, stai că mai am una. Mai am o gură, buymeacoffee.com cu Bendia, de vă Dumnezeu sănătate! Ana Maria Regecanf, fostă, Ana Maria Prodan, s-a iubit cu Codrin Ștefănescu, înainte de reghe. Adică reghe eu luat și eu mai rămas de la Codrin Ștefănescu. Iubire mare, lacrimi și muci. Un an jumate s-au iubit. Vă dați seama, Prodan, ca și ăla. De ce s-au despărțit? Am aflat pe surse. Nu mai suporta Prodanca, știi, ieșea în oraș și se întâlnea cu prietenele și a venea la braț cu Codrin Ștefănescu și au zis prietene, tu, vibratorul să ține în poșetă, nu? Cap de cauciuc. În fine, no, deși suntem în post, mai divagăm, mai alunecăm, dar de cafea nu ne batem joc. Mulțumesc Harry, mulțumesc Alex, Horatiu, mulțumesc Călin, ai grijă, da? Și la mulți ani! Curios, numai bărbați mi-au donat cafea. Că e ziua internațională a bărbatului azi. Azi e ziua internațională a bărbatului. Nu știți așa nici eu. De 6 ani s-a legiferat că data de 19 noiembrie este ziua internațională a bărbatului. Ziua internațională a femeii de până 1909. Dar ce, noi suntem bărbați numai de 5 ani? Oricum, bărbații români sărbătoresc, țin ziua bărbatului, o țin pe 9 martie. De ce? Că e aia cu 40 de pahare. De vin sau de pălincă? Nu contează dacă sunt 40 de pahare de pălincă sau o zi normală în vasul lui. Da. Bărbații noștri, ați văzut? Ați văzut cum au fentat calificarea la mondial? Bărbații noștri fotbaliști, cum iară nu ne-am calificat, iară stăm acasă, iară ne plângem în pumn. Să rămână domn Radoi. Claus Iohannis a intervenit și a zis, v-ați obosit destul, vă invit la o partidă de golf, la pianul de jos. Normal, nu joc în pianul de sus, joc în pianul de jos, că și el e jos în sondaje. La mulți ani, bărbaților, oriunde vă aflați, sub orice păpuc v-ați afla, la mulți ani, Doamne ajută! Să nu uităm că vinerea viitoare de la 7 seara intrăm pe Zoom, pe platforma Zoom, să facem un spectacol frumos, caritabil. Voi donați, știți link-ul, dacă nu vi-l mai trimit, îl poți pune aici când zic link-ul, să mulțumesc cei 7. Dacă ți-l dai pe persoană fizică, da? Este un link, donați o sumă de bani și intrați pe Zoom în direct cu mine să mă vedeți și să vă râdeți, că să râdeți tu alții de noi, să vă mai râdeți și de mine. Este un act 100% caritabil, scornit, pornit de cei de la Rotary Cluj Napoca. Banii strânși se vor dona, vor fi folosiți pentru cumpărarea de... era să zic materiale, de instrumentar și cele necesare, aparatură necesară pentru maternitatea Stanca din Cluj-Napoca. Deci, vinerea viitoare de la 7 seara ne vedem pe Zoom. Dragi bărbați și nu mai, Ziua Internațională a Bărbatului. A? Nu știu cum dracu s-a făcut că astăzi e și Ziua Internațională a Buzii, a toaletei. Mă, e o chestie, să o sărbătorești direct în budă, nu? Să îmbini utilul cu plăcutul. Trag și eu apa la această cafea, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine, buymeacoffee.com/nicu_bendea, Doamne ajută și ne vedem și săptămâna viitoare. N-aveți un loc de mers la Viena, că știu eu unde e cucă în puful.